Troglodiților și dracufașe, alăturați-vă aici și aia să vedeți toate manevrele noastre. Hai, mă duc să mul vaca și ea de Veronica. Bună ziua, domnul meu. Am nevoie de ajutorul tău. Oi, sunt crapichele, sunt și dacă nu mă lasă aici să-ți piesculeac. Hai zi, Eslan! Am nevoie să-i bați pe cei doi netărei care trec pe la tine. Te plătesc gros. Dar tu și ei. Și ei bărbatele închis de dacă aș evacui. Ești femeie, pui pe altul. Domnul meu, sunt doi pe unul. Și în plus nu mă ajută fizicul. Dar pe bă, că nu te ajut. Ești clădit ca o piramidă de balig. Îți dau tot ce dorești. Și îmi doresc. La muncă în croșa, mă, te fă-te bărbat și impune-te. Te duci, Dumnezeu, mamă voastră, probleme? Da, jap, inundați. Despre ce inundații vorbești? Nu știți nici generații de chizi. Când eram copil, ne trezea tata Dumnezeu să le ierte cu vargă între ochi. Și ești mei de lovituri de frunte în copac. Stam de chiatram aici. Haide, domnul meu, accepti. Trebuie să ajung acasă, îmi este fomică. Așa bag în butoi lături în loc să mușești. Domnul meu, văd că n-are rost. Ia spune, ai niște obiecte vechi interesante. Duminică e târgul de vechituri. Oape, mă, ta-n pivniț. Nu schimba subiectul, bag 50 de frotări. Bă, că ai chef de glume, domnul meu. Eu am plecat. Ați crescut tăți niște chestii fricoase. Trebuie instruire cu voi. Pac, 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 pac. Ai murit. Și mănânci căcate. Da, ți-am dat în noi când ai ridicat capul ei. Nu mai vezi cu ochi. Și ochii, ochiul pulii care. Ce faci să ai tâmbălăilor? Ce să faci, măi, tataia, jucăm pac, pac. Și unde-s pistoalele? A, nu, dăm și noi cu mâna așa. Ce joc de fătălăie aici stai? Când eram trăcat, jucam cu pistoale adevărate. Mi-am omorât și niște tovarăș. Ui, băiete. La un moment dat mai avem prietenii, mă jucam cu râmile. Da. O veni jumarul așa la efă și încărgare să vă iau la palmi. Și i-ați făcut. Și o pierdut la un jocă și am dat oani în borta curului. Și ați dat-o la pașii după. Și pașii de ală, că-i dușman așa la. Nu știți nici că e competiție, competiție. După să strângi mâna și respect. De ală morță mamii lui de bieșit. Lumea asta o e hai să ai fără respect, fără moralitate, fără nic. Hai lasă-i asta, tataia. N-ai picat ceva și nu mai folosești. Îi domini câtări de vechiturii. Altu croșa mam voastră. Și faci murături. Semnezi niște documente, bătrâne, ce s-a întâmplat? Îi primul schișesc prin împrejurime. Dă-și tu alegi să faci instrucțiuni cu ei. Haide, bătrâne, am treabă, n-am chef de prostii. Tu nu vezi cât ați să spăriți pe ei și aia? Și să asta? Sunt niște costume vechi de colecție venite din străinătate. Foarte scumpe. Aha. Hai, bagă acolo să-i întărim pe ei ăștia. Dau tătare peste noi, avem plășinte în loc de soldațe. N-am chef de glume, bătrâne, am treabă. Ia zi dacă îl prinzi pe unul că fură ceva și îi faci. Pedeapsă dură prin lege. Și e fel de pedeapsă. Ui, poate un lăuș. Cine? Nu știu, nu-l cunosc, e un țigănuș. Du și vezi, ai să datorezi cuiva bani? Nu, nicăi, din și mi-amintesc. Vă că are la el niște țoale. Du și vezi care e treaba, lasă-mă să citesc. Ziua bună, Flăcău, și te aduci pe aici pe la noi. Nu rog, vin să vând costumul ăsta de mare calitate. Și scărpile astea e jică, mă ligă. Nici străbunicul meu nu purta așa ceva să meargă să cumpere bureți în târg. E un costum cu mare valoare istorică. Glăveam prin pod. Tata mi-a spus că e de pe vremea războiului de la otomani. Și războie, hai, cât timp pleci și ești. Cât vrei pe el? Cât dai tu, cât te lasă inima? Jumătate, mă ligă, și ai șpecat. Să fie primit. Cine era aia? Un țigănușă mi-a vândut costumul ăsta pe jumătate de măligă, ești prost? Băi, marș, ăla-i costum de epocă. Facem bani frumos pe el. Hai că mă duc să-i dau măliga și adiere până nu se răzgândește. Oare cât să șerem pe el? Costum de calitate, în condiții bune. Am vorbit cu un amic de la muzeu și i-am spus cum arată. Poate să ajung la câteva mii. Câteva mii de parai? Mai cărpim boșdeu ca de banii ăștia, ăia mișu. Hai că mă duc să-l caut pe unul, că mi-a zis că e interesat. Dacă e ceea ce cred el, ne umple de bani. Hai, du-te. Dacă nu, care dă mai mult, vedem noi. Chini, hai, du-te, du-te. Șara, diri, 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 da, șa, da, da. Botalan! Și ai ajuns în gaură de șarpe, de ai venit să vinzi ceva pe aici. Ce ai acolo, domnul meu? De unde e costumul? Da și te fute pe tine grija. Tu de unde l-ai pe tău? Îți dau 10 parai pe el. Da, dă-mi-o pe măta s-o rostogliți din vârf din munte. Crezi că-s balană, ei? S-o întâlni hoț cu prostul. Domnul meu, asta va fi cea mai bună ofertă primită. Atât am dat eu pe ăsta și nu e diferență. Ești de aici. Mai și faci valori cu gușietul și ala la mine.
Uite aia și ea. Ți-am zis că i-am văzut. Alea sunt costumele mele. Nemernicilor, sunteți arestați pentru furt. Ai stat să o trezi cu moela și arșafă și grăiești ei. Astea sunt costumele mele, am documente să ateste asta. Veți fi pedepsiți pentru furt prin lege. Ce grăgea asta, ce s-a întâmplat? Domnul meu, eu l-am cumpărat de la un țigan, n-am furat. Și eu, e. Aveți vreo dovadă? Și dovadă, e, cred că ești bătut în cap, e. Atunci sunteți vinovați. Veți merge 10 metri de sculți prin jar, cărându-vă unul pe altul, aici de față cu toată lumea. Condiția țăranului. Ei, să mă șter la curcur zâși dacă știu și asta, e. Tărâmea școaile pitigaia aia de fața lui și să iasă ochiuri prăjite. Are o frică în el, ghemotop discaieț la cur cât o căchiță de fân. Scrofoi, ghiorlă noi, bătă noi de câine lup salbatic, tulău mistreț. Pișesa August face 195 de ani de când o ieși la pensie. Până la urmă, îi dau șocan lui cuza ăsta cu stânga sau cu dreapta. Cel mai bine, cred că să-i vorbesc frumos ca să o dă la pași. Ce aveți de zis în apărarea voastră? Ei, eu plec. O sută de chile are aici, stai. Dumnezeu cu mila. Da, ăi s-a dovan, eu știu și zici. Îți dau dreptate aici. Da, da, dacă îi dai cu bărdița pe șafă, moare mai repede. Nu zic nu, domnul meu. E posibil, n-am încercat. Uite, dacă vrei, mergem amândoi duminică în pădure și vânăm și hai să vezi. Mi-ar face plăcere, domnul meu. Și cu voi, v-ați împăcat? Și faci e tataia. Da, ăi, stăm și noi aici la taclale. Păi așa trebuie, așa vă respectați. Trecând prin aceleași greutăți, prin aceleași dureri. Ei, putregaile, cred că tu ai furat cărpile și elea. Altfel nu învățați nică. Ași tu, duminică, cu noi la vânătoare. Să te pun pe post din momeală. Ei, chișătule, dacă mergi cu mine la vânătoare, tu ești vânatul.